a părut a fi sub influența băuturilor alcoolice. Era foarte liniștit, cel puțin a zis că el cel puțin, după o conviețuire de 27 de ani, și-a iubit soția, deci nu a vrut nimic altceva decât să o felicite prilejul faptului că a luat concursul de director de îngrijiri. Intenția a fost foarte clară și intenție directă a autorului de a săvârși infracțiunea. Acum se pune problema extinderii sau schimbării în cadrele juridice din punctul meu de vedere, cel puțin la acest moment, dar o să mai vedem în urma completării urmăririi penale, vis-a-vis de existența premeditării, care este o nouă încadrare juridică, este omor calificat, cu o pedeapsă mai mare, cu un spor față de ceea ce înseamnă un omor simplu. Vecinii și apropiații familiei nu înțeleg cum de s-a ajuns la această tragedie. Totuși, eu o perioadă n-am văzut-o. Probabil că e plecat la băiat. Eu am zis că băiatul e plecat în străinătate. Eu, cel puțin, când am văzut-o, prin noiembrie, octombrie, părea supărat. Nu lăsa nimic de înțeles că totuși el ar putea fi în stare să... Atunci când am primit vestea agenției de nenorocire, am crezut că nu este adevărat. Am pierdut pe una dintre credincioasele noastre cele mai bune din această parolie. Agresorul, în vârstă de 50 de ani, a fost prins de polițiști. Acum riscă ani grei în spatele gratiilor.